Primarul Dominic Fritz și președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, au găsit soluția optimă pentru activitățile secției de canotaj a CSM Timișoara. Baza CSM din Parcul Rozelor are acces la luciul de apă și dispune de alte facilități pentru sportivi. Clubul sportiv municipal se află în subordinea Agenției Naționale pentru Sport. În următoarea perioadă, cu sprijinul primăriei, vor începe demersurile pentru mutarea pontoanelor și pentru alte amenajări necesare. Au existat mai multe opțiuni pe care le-am analizat în ultimele luni cu primarul Dominic Fritz și cea mai potrivită este actuala bază CSM. Este o bijuterie pe care o putem transforma într-o bază ultramodernă, așa cum se întâmplă la Belgrad, la Viena sau în alte orașe mari și așa cum merită un oraș cu tradiție în canotaj, precum Timișoara. A declarat Elisabeta Lipă. De asemenea, și primarul orașului nu a avut decât cuvinte de laudă la adresa doamnei Elisabeta. Îi mulțumesc doamne Lipă pentru pasiunea ei și dialogul constant din aceste luni. Canotajul este unul din sporturile de tradiție ale Timișoarei și ambiția noastră este să le oferim o bază sportivă reală, construită pe baze legale, care să maximizeze potențialul begăi pentru sportul pe apă, a declarat primarul Dominic Fritz. Baza veche a secției de canotaj a clubului a funcționat în spații insuficiente și impropri și a făcut parte din ansamblul de construcții ilegale pe domeniul public.